Îi dăm drumul la idee. Dă-oleu. Hai să vedem pe burnie ăsta nostru. Ce mă? Între 10 p.m. și 4 a.m. E important asta? Putem să-l ignorăm? Că altfel dacă îl ignorăm, mergem la Francis, ce drept. Nu știu dacă e obligatoriu să-l facem pe băiatul ăsta între 10. E 3 dimineața, nu avem nicio șansă. Doarme omul, lasă-l în pace, dă-l în bananiera mea. Mă, cu DLC-ul o să vedem cum facem. Știu că au legătură și cu GTA 5 și cu toate alea. Nu știu sigur dacă o să le facem. Vedem, oricum am înțeles că oricum durează 3 ore un DLC, deci probabil că le-am putea face, dar să nu ne întindem după aia prea mult până să îi vină jocurile noi și nu mai avem loc de ele, că deja a trebuit să renunț la în aposta la un episod de GTA 4 ca să popune ca să popune Rainbow Extraction ăla. Pe care am zis că probabil o să jucăm pe stream, doar ca să vedem ce și cum și care. Zem, poate e mai ok după ce te joci mai mult, deși mă îndoiesc că am văzut review-urile, e jale. Trei ore? Da, nu știu, așa zicea lumea când am întrebat, zicea că e undeva la 3 ore fiecare DLC. Gen, dacă faci story, mă gândesc. Dar, nu știu, nici mie nu mi se pare prea accurate. Așa că vedem. You have arrived. Ma, a venit cu Ford Raptorul. Why didn't you tell me Derek was back? Ne? What? Why didn't you tell me you was hanging around with my brother? I assumed if you cared, you'd have found out. Well, I have found out. Jesus, you know Derek's not well. No? No, he's sick. Always was. He's always off getting involved in someone else's fight, making a fool of himself, betraying people, going into hiding. He's an idiot and a coward. It's not my business. Nah. Whatever he stood for, he betrayed. He only left here in the first place because he was caught stealing from the mafia. He's a pathetic wretch. Nah. Okay, I got it, so... Burger! He's gonna ruin burger. My life. Wasn't bad enough having a bunch of crooks for brothers. Now I've got him threatening to talk to a journalist about his family, about me. Well, tell him to be quiet. I am trying to become the commissioner of police. I'd be a laughingstock. A cop with the famous snitching traitor for a brother. You know, the crooks I can handle. See, that I can spin. But not this. Not this. You got the big problem. Ce-l interesează pe Nico problema lui ăsta? We, my friend. We. A, la unde credem aici? Partidul Comunist? Noi. Stop. Stop. Kill your brother. He's already dead. Just put him out of his misery. Yo, what the fuck? No, fuck you, pal. Whoa. I'm gonna meet him in the courtyard park off Bismarck and Lancet. Deal with him. Make him a tragedy, not a disaster. Do it, or I will put you away. Oh, don't push me. Okay. Damn! Că-s Moldova, de Moldova sau România, minus din Bacău, de aici poți să tragi singur concluziile. Damn, trebuie să-l batem pe Derek. What the fuck, alo? Nico, thank fuck you, Ant. Frankie arranged to meet me at this park on Bismarck. I think he's gonna try to kill me. Cops can kill who they like. You know the place? Are you close? Can you get there in time? I think I can make the meeting. You gotta take him out before he makes a move. This is Cain and Abel stuff, I'm telling you. Question is, which one of us is gonna be wandering the earth with a mark on his head, and who's gonna be 6 feet under, you know? His phone's running out of battery, shit! Look after me, Nico. Oh, God, iar trebuie să alegem între unii și alții aici. I mean, nu știu pe care l-aș putea alege pe Derek, nu prea știu de ceva timp. Francis îl știu și Francis ne-a dat niște bănuși ce drept. Deși a plătit cam prost în ultimele misiuni ale lui, adică numai 5G-uri pentru niște asasinări acolo. Deci, nu știu. Dacă e de ales, probabil o să-l batem pe Francis. Îmi place așa tare Francis, ca să zic că e... Aolo, Francis, alo?
Francis, I'm ready. What is the plan? I hope you got over yourself and are ready for... Nu, încerca să mă strecor printre ea. Forget that I still got dirt on you. I know this ain't nice, but neither of us has a choice. It's sounding like I got no choice. One McCreary brother is going to get me to kill another. That's what I like to hear. I want you to take the window cleaning elevator on one of the buildings around back of the courtyard. Get in position and put Derek out of his misery. Shit, I better get ready to act surprised. Don't miss, Nico. You might hit me. I'll hit who I'm aiming at. Don't worry. Mamă, oare trebuie să omorâm pe amândoi? Păi, și cum se presupune să ajungă acolo? Pe aici? E după col ceva. Da, frate, încerc să-mi dau seama. Scuză pe mine, jocul ăsta nu-mi dă niște indicații prea bune. Adică nu văd vreo intrare sau ceva. Da, ca o platformă de curățare. Uite aici. Found it. Hai că cu asta ne-am mai descurcat noi o tură. N-ar fi asta o problemă. Da, opțiunea mai bună ar fi da, să-i omorâm pe amândoi și ne prefacem că nu știm cine a făcut-o și gata, simplu. Dacă tot e atât de multă problemă. Derek, my brother! Frankie, what's this about? I've got to say, I'm nervous about this little meeting. Shit, when I heard you was back, I nearly shat myself. Sit down. Why didn't you call me? You could have slept on my couch. I'm doing real well for myself. Real well. I'm sorry about how life turned out for you. Da, după aia merge la întâlnire cu sora sa. Oh, trebuie să alegem pe care îl batem. Mă... ce-i drept? Frankie e enervant, dar e în totuși într-o poziție de destul de ok a justiției, I guess. Adică pot să zic că nu-mi place niciunul, dar cu unul am petrecut mai mult timp decât cu celălalt. Cea că nu știu ce să zic. Derek? Sau Frankie? Mini, mini, mo. Derek, îmi par rău. Police officer, come on, clear the area, clear the area. Derek, shit, he's my brother. Shit. Acum să-l distrugem și pe el. Well, ne luăm puncte bonus de data asta. Piu! Hey, nu știu câți bani dă acum în plus, dar totuși. Poate e ceva. Police officer, come on, clear the area. Ok. Evacuate the area. Scurăți că stăm dă, stai să vedem. Gata, frate. Ne luăm BMB-ul de aici. Vedem media cât îmi dă. Mamă, ne-am dus. A, dar n-a scris cât mi-a dat. Doar mi-a dat bani. Dar n-a scris cât mi-a dat. Stai la camera. Putem merge la ălalt? Nu putem încă merge la... oh, stai că-l sună. I did what you wanted me to do. I killed your brother. You don't think I know that? Christ, it happened right in front of me. I feel you looking at me through that scope. Well, it's done. You and me are over. At least Jerry and Packy are honest about what they do. You're a crook, hiding behind his badge and the reputation. You know what, Frankie boy? I'm going to use that. I ever feel the heat on me, I'll call you. And you're going to make shit go away.
that cool? Sounds like I don't have a choice. Damn! L-avem o leacă la mână pe băiatul nostru. L-am cam... I-am cam întors roata la șantaj acum, fii atent. A revenit roata șantajului. Bă, stai că n-am luat-o bine, că pe aici n-am cum să intru la secțiunea asta de blocuri aici. Fii rar. Decât pe aici, mi-a dat 20.000? Nice. Măcar am luat niște bănuți în plus pe care oricum nu o să-i folosim. E, n-aș vrea că ajung în jocul ăsta să strâng o tonă de bani pe care după aia mai târziu să nu-i folosesc. Că nu cred că mai sunt misiuni de care să am nevoie de-astea. Ah, deci dacă mă urmărește poliția pot să-l sun pe ăsta. Ah, ok. Hating the haters, mamă, parcă e YouTuber aici. Florian, open the door. Nemo de ce peder. Wow. Tovar ingleski. And I told you it's Bernie. Then Bernie, open the door. What's going on? Come in, come in. The F word. The haters are trying to kill me. I can't stand it. I won't stand it. It's not fair. I'm just being me. Bernie, what are you talking about? I came to this country to be myself. To get away from small-minded, angry, macho pricks. Oh, like me? Yes! Yo, poza! Well, no. Well, you know what I mean. It was hardly the most progressive place. How does my hair look? Fine. I put a rinse in. Tawdry night. Nice. Rice found some gray hairs. If he leaves me, I'll kill myself. Forget about your hair, Florian. Bernie. I mean Bernie. The... What's the problem? Someone is threatening to kill me. Every time I go out jogging and doing aerobics or playing ultimate disc, some guy comes up and threatens me. He's loco. Why is he threatening you? Because... I think just because I'm fabulous. Oh, da. What? I keep thinking I'm being followed and I don't know why. I'm a prisoner in my own home! Okay, Bernie, let's go out and have a look. Ooh, I'm so glad you've come back into my life. That's cool, but listen, you and I don't know each other. How can you say that? I thought you were different. Because we want this guy to attack you. Come on. Oh. Oh my god. Da, Francis e un fel de Lester din GTA 5 acum. Let's go to Middle Park, Nix. Nix? Mamă, dau cu BMW-ul peste tine să-mi trag una dacă nu. Yo, stai! You're still in great shape. You work out? Not really. I keep active, you know? Is there a name for that fitness plan? I'd take a class if I could be guaranteed funds like yours. Oh. It's called getting chased by the cops and being errand boy for the mob. Ah. Da, acum o cheamă Nix. Mamă, ce-am luat aici, vere. Bine, nu e mașina pe care am băgat-o noi Banshee-ul, dar totuși. E wicked. Mamă, ce bine arată. Poate o pierdem, bă, să nu dai peste mașina aia că te trăznesc. Ocolește-o. Rates up, Nico. Remember to hang back. I need to charm him out. Oh, Doamne. Keep up, honey. Hiya. Hey there. Tu zici că eu la alea cum aleargă. Ești aproape. Chase my tail, babe. I never touched the guy. Come on, Nico.
Oh shit. I'm about done with you, homo. Why don't you pick on someone who'll fight back? What's your problem, fag lover? Whoa! Whatever you say, buddy. Unfortunately, for hitting my friend, I'm going to kick the shit out of you. Unde fugi, drace? Oh, shit. Urmăream pe cu totul altcineva. Ah, fuck. Ah, fuck. Așa rezolv eu haterii și în viața reală, boys. Vă arăt imediat, mă, stai să-l prindem. Oh, shit, am nevoie de asta. Dude, dă-te! Dude! The hater got away. Păi să vine, mă, că s-a trezit ăla, frate, să fie legalul vieții, că nu-l mai suport. Gata, hai că-l prindem. Deci mă uitam după aia din față, nu l-am văzut că a făcut dreapta, a fost o secundă neatentura trecută și aia a fost. Oh shit. Merge. Oh, oh. Băi, unde e Bernie? Bernie? Stai așa un pic. Stai să ieșim din... Era pe stradă? Băi, really? Stai așa să scăpăm de hit și mergem cu Porsche-ul după el. Gata, hai să luăm Porsche. Uite-l aici, mă. Te-am, mă, că așa se duelează cu cineva. Mă, l-am pușcat pe Bernie. What the fuck se petrece? Alo? Bernie? Bernie? I'm not dressed for jail. We need to get out of here. Da, frate, jocul funcționează așa cum trebuie. A, s-a despawnat Porsche-ul. S-a dus Porsche-anul. Oh well. S-a dus, aia. Luăm rabla asta ce-o fi. Shit! Shit! Homofobie, da, cred că sunt, nu știu ce au. Mamă cum s-a dus. Ce misiune. Dar ce s-a dus ăla săracul, nici n-avea viteză cu obositura aia de scooter. Deci indiferent cu ce mergea, n-avea cu ce să meargă prea departe. Cred că puteam să alerg și pe jos, tot la ajungeam. Mă, dar departe mai e, mă, Perseus ăsta. No cap gen. Nu, no, dar ăla cred că știu de ce cauza a fost bău. Cred că din cauza că a fost cu poliția. No, he ain't. You're an absolute sweetie, Nico Bellic. I never would have thought it. Vidimos eu scoro divni. Aolo, nu te îndrăgosti de mine acum. Aolo, nu te mai întrebe. Imaginați-vă, două. Salut, Alex. Dude, asta mai lipsi acum.
Mamă, iară trebuie să mergem până la Bernie Sanders aici, așa? Holy shit. Gata, mă, Bernie, suntem aici. Oh, luăm și pe ăsta cu noi în misiune? Come on, Bryce. Come on. You've got to be kidding me. But I'll be thrown in jail. The fuck? I'm not legal. I love you. What the fuck? Screw your wife, honey. This is for real. Jesus H, Nico. Cine e H? Tranquilizer. Ce mă? Something strong. Oh man, I am cooked. Enjoying your new life in the land of opportunity, Dan? This is no time for jokes, buddy. No sorry. I'm in real trouble, Nico. Real trouble. Bryce is getting blackmailed. About what? About me! Okay. That's not good. Did he find out any information about Darko Brevich yet? No. But he's working on it. You've got to help me. Got to? Huh. How? We're going to warn these bastards off. Come on! Oh, wow. Mereu să oprim blackmailerii. Ok, dude. Go get us a car, sweetie. Oh, shit! Dude, what the fuck? Mamă! Dacă ai uitat sunetul de mașină. Bă, băiatule! Alright, hon. The meet is on Walnut Way in Northwood. Mai e și un Porsche în față. Bă, stai frate că e autobuzul ăsta de n-ai loc de el. Stai că a murit și sunetul ăla, că e electrică, băieți, până prinde viteză. Ia uzo. Mountains and throw trucks and all that stuff. Am I right? You're going to show them. Who's blackmailing you? We don't know. They won't even meet us themselves. This is just some flunky they're sending. We have to tell them to tell the boss. We won't be pushed around. Jucăm două forță, băi, îmi place. Așa? Mă, ce era să-l bucesc aici pe ăsta? Ce vrea o poliție? Bă, deci Bernie ăsta are în parcarea lui numai mașini de-astea nebune. Am o carată mișto. Uite și pe ăsta cu Aston Martin-ul sau cu ce a venit. Wanted to speak to him, not his rent boys. Listen, you're going to speak to your boss and tell him to back off. If that's the way you want to play it, fine. Bryce will be all over Viso News tomorrow morning. You know what? Maybe the best way to get a message to your boss is for me to send him your heart. Yeah, tough guy. How do you like that? Dmitry Raskolov only asked once. Dmitry? Your lover's career is over. Dimitri? Dimitri? Oh, shit! Totul se leagă cu Dimitri acum. Dacă nu era mașina asta așa grasă, fuck. Dăm și mie o lană liberă și ne prindem. What the fuck? What the fuck? Ok, cred că mașina asta are fizică puțin cam prea mică. Do they know what they're doing here? What right do they have to jeopardize Bryce's career, our relationship, the whole life we've built together? What about the life Bryce built with his wife? That bitch! She's just in it for the status. She doesn't love Bryce like I do. All she sees is Bryce, meet close, dinner party invitation,
lock he and I have is real, you know? And if you can keep it out of sight, he may be a nasty hypocrite, but he's mine. Now come on, get them! Bernie, please, will you be quiet until this is over? Oh, fuck. Nu cred că am dat-o pe unde trebuie. Holy sh... Come on, Nico! Da, cred că e scriptat asta, n-ai cum să o rupi. Că de-aia zboară și mașinile astea în ultimul hal. Step on it, Nico! Can you please shut up until this is done? Wow! Oh. Nico, this is horrible. Police. I thought the police might do our job for us for a second. No such luck. Oh, da, e scriptată treaba. Oh fuck. Oh fuck. You're losing them. Da, cred că doar trebuie să urmărim. A, uite-o și pe aia l-ată de-am băgat-o, Banshee Boys. Deci e bună mașina, nu se strică. Nice, ok, stai așa, vreau să iau Banshee pe care l-am văzut pe aici. Am văzut că sunt Banshee-uri pe aici. Plus că vreau să scăpăm ca asta, că am făcut-o țândări. So we were just meant to scare them? Well, that didn't work out so good, did it? At least they can't tell Dimitri about the meeting or go to the papers. Dimitri is too much of a rat to go to the media himself. The information he has on Bryce is too valuable. You think? It would kill Bryce if he didn't have his career. Maybe he should have thought about that when he started dating you. Not that there's anything wrong. Dar mă duc la vreau să caut. Your choice is your choice, man. Vreau să testez mașina. About who he was before getting elected on the family values ticket. He preaches homosexuality as evil. It's insanity. He's a hypocrite, and it was only a matter of time before someone like Dimitri tried to capitalize. Hai, rabinule, mișcă-te. Mulțumesc. Da, nu mai văd. Dar pe aici. Stai, unde e locația asta? Jos, stânga aici. You don't need me telling you about your life. I don't normally talk this much. I'm your friend, and I will try to help. Nu, ce ciudat, deci tipul e politician și e împotriva homosexualilor în timp ce el vrea să fie cu un bărbat. Ok, asta e chestie. Aoleu, am uitat că stai speriat de bombe când e vorba de viteză. Mamă, dar zburda asta, nu glumă. Gen zburdă rău de tot. Nu cred că contează de tare că mergem noi repede, nu? Slow down! Nope. Ce slow down, vere? Nu vezi ce bine, mergem. Merge asta ca o din praște aruncată. Lejer. Look after yourself, yeah? I hope Dimitri and his people back off now. Thank you so much, Nico. Yes. I'll speak to you soon. Te-am pupat, bro. Nu mai auzim. Damn. Fix Dimitri, vere. Dintre toți căcănare, fix Dimitri. Gata, am trenat cu ăsta? Trenat cu prietenașul nostru? We done? Nu pare să mai pară altă misiune. Nici nu pare să mă sune, deci... Cred că e bine!